Bună ziua! Bună ziua! Ia, ce aveți aici? Că nu-i apă, că nu-i apă. Dar ce animale aveți aici, așa exotice? Divă și bacialbi. Ioi, dar divole aici ce-a dat acum? Divă, e divă ea mai mult. Bacialbi n-am, numai zi. Taurul e așa. Da. Dar nu e așa. Mă, la râu. A, ați zis că nu pișcă! Hai, iată, că pișcă, bă, nu vă dați curățul, hai! Mi-e tale șeful, băiat, cum s-a făcut. Aveți și mie asta sticlă, sau? Da, nu pot să faci eu, dar e, nici cum. Gata ce, mi-a luat-o, cum am luat-o. Eu că am luat o puică de 4 luni. Da. Am mus un an. A crește. A crește de-am înainte. Câți digole aveți în sută? 51. Nu știu, da. Nu ești rău. Am un an, am avut 84. Și am avut 2 ani? Am avut 2 ani, am avut 120. Deci 120, 84. Și am un an, am avut 84. Și am avut 51. Și mai am 51. La anul ar fi vă 30. Eu oamenii ăștia vând. Nu mai pot. Nu mai sunt mai bătrâni. 84 am avut, am un Ioan. Mai am 40, 42. Am un 4, 3, nu mi-a venit, 4 nu mi-a venit. Asta. De 51 am de aici. Dar voi că e pășune mare aveți. Pășune mare, e bună. Până acolo sus. Până sus, până la rost. Dar ce mâncam, că e cam uscată iarba asta. E, mă, că s-a umblat ca dracu, de să nu... Ia, am și acolo pe tăble, la râu, până acolo, la râu. Până acolo, la râu. Te pășune și acolo? Nu, nu, nu. Că se bagă, mă bagă, că mă lau. Nu, cu ea, e la... E, le duceți la apă acolo? Da. De tăzua? Nu se tăzua, nu se tăzua, nu se tăzua, nu se tăzua, mă lai, nu știu de capul ăla, nu se mă lai. Vine omul și face larmă. Eu înțeleg, nu e toată lumea, aceia oamenii care lasă ghibolii în ciurdor, dar vine pe nevoastră. Da, 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 da. Că doar avem ciurdar. Nu sunt capabil că te iei. Sunt și de aici oameni, îți cheme. Nu, mă, că de aia cu ghibolii n-am toată. M-au dus și ne făceam o ucea, să zice... Nu este cu atât, dacă nu vine un om cu voi la râu, ce nu mai merge altul veci. Că să nu mai merg la altul la râu. Dacă nu vine cineva, vine o sărie, un om stabil cu noi la râu. Ce-am nevastă, voi doi, nu vă descurcați să-i duceți la râu? Ne descurcăm, dar numai... Uite, mă descurcăm, dacă nu mă descurc. Să bagă curul frumoaie, până la tine, să bagă. Aici ne poate scoate pe mălaie. Hai, vacă, gardul ăsta-ți făcut așa cum s-a făcut. Dar de ce nu faci o cărare cu fir de ăsta? Pe unde trece să pună fir. E pus fir. Nu băgat curent acolo. Aia e baie, dar... Nu știu ce e curent ca cum e acel. Nu știu. E curent. Și pac gard acolo. Și... Se curentează și trec pe ăsta? Peste fir, mă. Și rup firul, mă. Aude, mine. Deci e greu să fii și ciurdar în zilele noastre. Aia este nu știu ce e fir, mă. Gibole știu. Mai ales cum sunt curvele astea lui Maria lui Geran. Aia este nu știu ce e fir, mă. Spune-le că nu le mai primești în ciurdă și gata. Le opresc. Avem un prieten care a zis că el a mus vreo 20 de ani, nu știu, pe acolo, pe la Tulcheș, dincolo de Baia Mare. S-a băgat în ciurda, pe zis că făcea o grămadă de bani, după vreo 200 de animale. Bine, bă! Și mie tale strângi oarece bani, numai că e bătaie de cap. Da, e bai, că la mine e malaiele astea. E că cobor la râu, trebuie să cobor pe acolo în ea. Dar de ce s-a pus mălaia așa aproape? De nașii mălaia, ai putea merge liniștit la râu. Trebuie să merg, că altă apă n-aveți pe partea asta, aveți apă? Vreau, pe teul, pe acolo. E, dar păi fântâna e de parte? Nu e. Aici e fântâna. Aici e fântâna. Acolo deasupra, teurile cele. Niște lacuri mai mici, știi? Da, că știu ce înseamnă teul. Da, bine, mulțumim că ne-a spus câte un pic, am văzut ghibolii mai de aproape, ne place să-i vedem, cotați bine de ei, să nu pățească, dați, faceți cumva să se mulțească, dați drumul la taur. La taur, da, a cui e taurul? Taurul 3.
Deci aveți 10 vaci și câte dibori? 50 și? Am 40 dibori și 10 vaci. Deci 50 de animale. La o comună de cât? Comuna asta, ce? Iară piștea nu o țâpă. Mă ajută mie că nu o țâpă, că avem 4-5, mai am 4-5. Mai sunt, dar aici cât trebuie să cutie lângă cealaltă 40 de dibori. Dar de câți ani sunteți în ciurdă? Eu de 4-5 ani. Și am avut 4 ani, câte animale au fost? Am un an, am avut 84. În celălalt an am avut 120. În celălalt an? Celălalt an 120. Deci celălalt an la an dispare. Am un numai, mai am 5 de 4 de mai. Ca nu pot câta de ele, le vând. Să lasă oamenii de creștere animale. Da, nu mai. Stai, păi le-am uitat, până la vară, n-o știi nici jumătate. Nu pot căta de ele. Că oamenii de vână. Mi-au lucrat care e în arevacă, odată. Greu. A lucrat cu teară, leară, a lucrat. Și apoi de 40-50 de vaci, să stai tot anul după ele, minte n-aș nu se mai merită să fii nici ciurdar. Că nu mai e rost, mă. Păi câți bani faci, că stai tot anul, pierzi repede. Pe mine mă plătesc cu 20 de milioane la lună. Te plătezi ei? E, și mâncare îmi pui eu, la casă, de la mine. A. A, băi, nu e așa rău, da? 20 de milioane la lună împărțit la 50 de animale... Îți 40 de milioane, cu la mie, cu la femeie, cu tine. 25 de animale, 10 milioane. E, cât e asta? Dai că scot telefonul, că numai așa știu calcula, mă. Dar ți-a lușit telefonul, mă, băga, mi-a fost pe probleme. Te-a pierdut telefonul? Da, da. Da, dați-mi numărul de telefon, că vă sun. Vezi tu, dai numărul de pe unul. E 40 de lei pe lună întreținere la un animal. Da. Deci crezi că costul mult. Da. Mâncă, nu mâncă pe păsune, trebuie să-i pui și iesle. Îți dai seama? Am avut la mine. Nu? Mâncă, nu mâncă, pe când ajung acasă oamenii să... Pe când ajung acasă, îi bagă oamenii de cine. E, da, domnule, cât lapte dă un dibol? Că dă 5-10 litri de lapte pe zi. Da? Da. Și tu dai din aia 4-5 litri, 6 litri. Ei, dar eu nu văd 2 litru. La ce urla? De la ei. Cine? Eu. De ce? Apă cu un burele. Eu nu văd 2 litru, iată, mai nu s-o cumpăr. Ce mai? Bă, banii! Hai de atât. Nu atât am mie la mine, sunt banii. Păi în Italia e salar, dar ia, ești atât mai puține, mai puține, de-aia nu li se merită nici lor. Da, da, mai că le mai și opresc. Și dacă le opresc cam, e gata, că nu mai am salariul celălalt care... Ce vârstă ai, Mietale? 58 de ani. Mulți înainte. Da, să sun? Da, 075-63. Da? Stai așa. Întâlnim și telefonul. 075-56. Da. 3. Da. 10. Da. 76. Lipsați un număr. Ce să văd? Tu, ce număr ai scris acolo? Acolo 0756-31076. Lipsaște un număr. Ceva n-a scris bine, Iulian. Ia o scris. Lipsați un număr, doamne. Nu știu ce numărul. Așa nu mai am telefonul. Trebuie să știi numărul. Știu că ai numărul, trebuie să ai 10 numere și atunci. Mergem în drumul nostru. Da. Ai văzut niște ciurdari în 2023 și o ciurdă așa cum e, 50 de animale. A ce-o fost o problemă cu pășunea, cu primarul, cu... Da, dar pe ce s-a rezolvat? Odată în arendă la altcineva? Da, că-i dată! E gata, am anul ăsta, atâta mea mea, de acolo s-a gătat. Și apoi să lasă și nu mai au unde paște oamenii. Nu ai vreo țigile sau mine de asta. Da, că era cât pe ce să le ții amul ianuară. Da, de atunci a fost scandalul. S-au băgat Vicente și cu triful. S-au băgat și s-au scos. Dar pe ce, la ce vrea să facă cu pășunea de luat în arendă? Cine? Cine o arendat-o? Triful! Triful așa face el, vezi? Ieși cu Vicente.
Eu scos obraza asta. No. Bine, domnule. Sănătate bună. Să ai sănătate. Păi așa se aude că... Mă, nu e gata, mă. Ei, asta e bagată pe comisia. Și ce zic? E concesionată tot atât. Aici aveți să bagi oi propriu, mă. E, nu numai oi, că el scoate bani de pe pășune de la api, au întreține, o cosaște, nu știu ce. Și pășunea e stare bună, nu are mult de lucru la ea. Nu, că asta e lucrare. Pășuna e destul de bine întreținută. Nu. Era mai până acolo în la Rogoș. M-am acolo până acolo iară. Și rogozanii unde pasc? E destul de gard. Eu am gard, e îngrădit totul roată la a mea pășunea. Oi. Na bine, domnul Iulian, sănătate, doamnă. Sănătate! Sănătate! Mulțumim! Mulțumim de apă! Cu plăcere!